Vladimir Socor, discutăm acum despre Vladimir Putin și activarea lui cel puțin mediatică în Europa. Și toată lumea se întreabă, cel puțin la noi, cum va juca Putin în Moldova. Și includ aici și Transnistria. Republica Moldova nu este o prioritate de politică externă a Rusiei. Rusia are mâinile pline în zonă cu Ucraina și în altă zonă cu Siria. Iar acum Rusia, la nivelul oficial, la nivelul declarațiilor oficiale, manifestă subit o dezamăgire profundă față de Donald Trump. Conducerea Rusiei își pusese mari speranțe în Donald Trump. Canalele de televiziune ale Kremlinului au acordat un tratament euforic alegerii domnului Trump. În perioada de tranziție de până la inaugurare și puțin timp după inaugurarea lui Trump, după 20 ianuarie, canalele de televiziune ale Rusiei îl prezentau pe Trump în mod triumfător, ca promițând o nouă eră de cooperare bilaterală între Rusia și Statele Unite. Acest tratament a dispărut după numai două săptămâni. Astăzi, mass media oficială rusească și declarațiile rusești sunt foarte prudente față de domnul Trump, foarte reținute. Pentru că, așa cum spuneam și adineauri, domnul Trump practic a abandonat atât pozițiile prorusești, cât și pozițiile fără legătură cu Rusia, dar riscante pentru politica externă americană. Domnul Trump învață și a abandonat pozițiile pe care îi conveneau atât de mult Rusiei și în care Rusia își pusese atât de multe speranțe. Spuneți că nu e pe harta intereselor Moscovei, vorbind de Moldova. Moldova. Da, totuși l-am văzut pe Dodon într-o vizită la Kremlin, primind un cadou simbolic din partea președintelui rus cu Moldova Mare. Da. Și multă lume a interpretat ca un gest de sfidare făcut de Putin la adresa unei Românii care, nu-i așa, e partenerul strategic al americanilor în regiune. Eu nu cred că e un gest de sfidare și, în general, eu nu îl iau pe Dodon în serios. Dodon este un show. El nu are împuterniciri constituționale deloc. El este practic neputincios ca împuterniciri constituționale. Singurul atu de care dispune Dodon este fracțiunea parlamentară, formată, dacă mi-amintesc corect, din 24 de deputați din 101. Alt atu Dodon nu are. Nu are nici măcar o echipă de consilier. Echipa de consilier lui Dodon este de o slăbiciune așa, patetică, aș spune. Scopul lui Dodon, care nu e neapărat împărtășit de Putin, este acela de a provoca alegeri parlamentare anticipate și de a găsi un partener de coaliție care nu apare la orizont. Dodon speră de ceasul morții să obțină un partener de coaliție cu care să câștige alegerile parlamentare, eventual anticipate. Și totuși, de ce a făcut? E imposibil. De ce a comis Putin astfel de gesturi simbolice, care au o încărcătură simbolică? Sugerând ce? Ce a vrut să spun? În viziunea Kremlinului, cred că gestul lui Putin cu harta respectivă, cred că a fost pur și simplu un sarcasm sau un gest malițios. Gratuit? Da, gratuit. Gratuit din punct de vedere politic. Nici Dodon, nici Putin nu au intenția să creeze o Moldovă mare până la Carpați. E ridicol. L-am și văzut pe ambasadorul rus, pe Kuzmin, încercând să îngroape cumva tema asta într-un interviu pentru Adevărul, să o minimalizeze. Da, da, da. În schimb, l-am văzut pe același Kuzmin foarte activ. Ambasadorul rus vorbea chiar de o dezghețare a relațiilor cu România după întâlnirea cu ministrul de externe, da, Teodor Mereșcan. Da, am văzut comunicatele de la întâlnire, da. Pentru Rusia este important să aibă un dialog cu orice țară, inclusiv cu România, cu care un dialog nu exista. Eu personal consider că nu există niciun motiv pentru ca să existe un dialog între Rusia și România. Nu există, eu cel puțin nu văd niciun fel de reciprocitate de interese între Rusia și Republica Moldova.
Rusia nu poate deveni un partener comercial semnificativ al României. Investiții rusești în România mai bine să nu fie, pentru că altfel vor duce la privatizări de tip KGB-ist. Am avut câteva eșuate, Mehel, da, da, mai ales în industria, da, oțelului. Da, da, da. Deci, cine are nevoie de așa ceva? Eu cred că România trebuie să se concentreze asupra vectorului pro-occidental și punctul. Nu avem nevoie de o apropiere de Rusia, mai ales având în vedere comportarea Rusiei în Ucraina, în Crimea și în militarizarea Mării Negre. Dar revenind la Dodon, Rusia nu, și la Moldova, Rusia nu este în stare să întrețină Republica Moldova. Dacă, prin absurd, ceea ce mi se pare cu totul imposibil, dacă ar veni la putere partidului Dodon în Republica Moldova, susținerea economică ar cădea în sarcina Rusiei. Rusia nu e capabilă să întrețină nici măcar Transnistria. Care e mult mai mică, de 10 ori mai mică. Exact. Necum Republica Moldova. Rusia are interesul, un interes limitat în Moldova, are un interes limitat. Acela ca Moldova să înceapă să practice o politică de echilibru între Occident și Rusia și să consulte Rusia în privința deciziilor majore de politică externă și economică ale Republicii Moldova. Deci, vectorul pro-european, care există la Chișinău numai pe hârtie, să fie înlocuit în practică cu politica dublului vector, așa cum o cunoșteam din anii 90 și cum a practicat-o la început și președintele Voronin, pentru un timp limitat. Acesta e interesul limitat al Rusiei în Republica Moldova. Rusia va să stabilească și niște precedente în Republica Moldova. Nu pentru Republica Moldova, dar pentru utilizare în alte cazuri, în alte situații. De exemplu, precedentul de a renegocia acordul de asociere Uniunea Europeană-Moldova, de a-l supune unui reexaminări și renegocieri în trei, cu participarea Rusiei. Abordare pe care Rusia ar dori să o impună și în cazul Ucrainei, de exemplu. Succes în Moldova ar constitui un precedent ca să impună în cazul mult mai important al Ucrainei. Alt precedent, care mi se pare și mai periculos, acordarea unui statut special Transnistriei. Scopul oficial al convorbirilor, al negocierilor în formatul 5+2 este acela de a se ajunge în cele din urmă cu la recunoașterea? Nu, la acordarea unui statut special. Recunoscut internațional, dacă se poate. Sau asta nu-i mai interesează? Asta este sub semnul întrebării. Mai probabil că nu. Recunoscut numai în formatul 5+2. Nu legiferat internațional, nu ar fi legiferat internațional, dar ar fi recunoscut în formatul 5+2, adică ar fi recunoscut și de participanții occidentali la formatul 5+2. Acesta a devenit scopul oficial, declarat, al negocierilor în formatul 5+2. Și iată de ce consider eu că ar fi un lucru foarte periculos. Statutul special, noțiunea de statut special, este un instrument de reexpansiune a Rusiei în foste republici sovietice și îndeosebi în Ucraina și în Republica Moldova. Rusia a avut proiecte de federalizare și pentru Ucraina și pentru Republica Moldova. Cuvântul federalizare stârnește pe bună dreptate asemenea temeri, încât noua denumire a federalizării este statut special. Acest statut, în viziunea Rusiei, ar acorda teritoriului secesionist, ar integra teritoriul secesionist și pe reprezentanții acestuia, formal, în sistemul politic al statului recunoscut, dar teritoriul ar continua să fie sub control rusesc, și teritoriul respectiv și-ar delega reprezentanții în sistemul politic al statului reîntregit cu puteri de blocaj. Blocaj decizional pentru deciziile de politică externă, de securitate, orientare economică externă. În cazul Ucrainei, în Ucraina există multe regiuni cu tendințe potențiale centrifuge. Nu numai în răsăritul Ucrainei, și în apusul Ucrainei. Ucraina este un stat cu multe tendințe latente, centrifuge. Și dacă teritoriul e ocupat de ruși și se acordă un statut special, din motive care convin Rusiei,
atunci alte regiuni din Ucraina vor cere în propriul lor interes și fără legătură cu Rusia sau fără neapărat legătură cu Rusia. Și el e un statut special datorită tendințelor latente de centrifuge din Ucraina. În Moldova și mai periculos. Revenind la Moldova și la Transnistria, ce s-a schimbat în Transnistria după înlocuirea lui Șefciuc cu Krasnoselski? Nu s-a schimbat nimic. Nu s-a schimbat nimic. Continuitate de plină, o schimbare în rău, dar nu majoră. Economică? Nu, o schimbare în rău, nu e majoră, dar e o schimbare în rău. Este faptul că Transnistria a deschis o reprezentanță în Moscova. Se numește reprezentanța președintelui Transnistriei în Federația Rusă. Deci este un prim pas... Asta după ce Rusia deschisese un punct consular în Transnistria. Da. Însă punctul consular este la un nivel mult mai scăzut decât o reprezentanță a președintelui. Da. Care este un fel de prim pas către constituirea unei misiuni diplomatice. Înainte de anul 2008, înainte de invazia rusească a Georgiei, Abhazia și Osetia aveau... Când a fost deschis acest punct al președintelui? După Krasnoselski sau înainte? Sub Krasnoselski. Sub Krasnoselski, deci foarte necurând. Sub noul președinte. Revin la periculozitatea statutului special în Republica Moldova. Dacă Transnistria primește un așa zis statut special, în care Transnistria ar face parte din juridic din Republica Moldova în măsură suficientă ca să fie reprezentată în instituții, dar în măsură insuficientă ca să fie controlată de guvernul din Chișinău. Deci ar rămâne sub autoritatea de facto, sub controlul de facto rusesc. În cazul în care Transnistria primește așa ceva, ne vom pomeni în Moldova cu o cascadă de revendicări pentru statute speciale. Conducerea Găgăuziei, și cea precedentă și cea actuală, au anunțat deja că în cazul în care Transnistria primește un statut special, Găgăuzia va solicita ridicarea nivelului propriului statut, care și ia un statut, propriului statut, la același nivel cu Transnistria. Iar în paralel, din câte am văzut, Parlamentul Republicii Moldova a votat în 2015 sau 2016, a votat în prima lectură, sunt două lecturi, a votat în prima lectură un proiect de statut special al raionului Taraclia, populat de bulgari. Orașul Bălți, cu siguranță că va cere un statut special, e populat în proporție de 70% de vorbitori de limbă rusă. Cu siguranță că va cere un statut special. Deci vom asista la o cascadă de revendicări de statute speciale cu pericolul dezmembrării Republicii Moldova. Asta e și motivul, presupun, pentru care Moscova a accelerat procedurile de acordare a cetățeniei rusești. Moscova a dorit, în negocierile 5+2 de astă vară, Moscova a dorit să instituie un precedent în cazul Republicii Moldova, aprobarea noțiunii de statut special și eventual începerea negocierilor pe un statut special în cazul Republicii Moldova, pentru a folosi această analogie în cazul Ucrainei. Pentru că astă vară aveau loc negocierile destul de febrile între administrația lui Barack Obama și Kremlin, privitoare la un statut special pentru Donbass. Aceste două probleme, a statutului special, între ghilimele, al Transnistriei și cel al Donbassului din Ucraina, sunt două probleme corelate. Ele anume așa trebuie privite, în corelație. Un succes al Rusiei într-una din aceste situații va crea un precedent periculos și poate să conducă la succes în cealaltă direcție. Așa încât Republica Moldova și Ucraina și prietenilor din Occident trebuie să se coordoneze să-și coordoneze politica în acest sens. România, ce poate să facă ea pentru a împiedica o prezență rusească la granița ei directă? Pentru că dacă Transnistria ar intra, cum spuneți, într-o sferă de influență rusească totală prin obținerea acestui statut special, atunci suntem aproape vecini la Marea Neagră cu Rusia. O întrebare la care diplomații occidentali nu pot răspunde este următoarea întrebare. Dacă se ajunge la un statut special pentru Transnistria, ce se va întâmpla cu trupele rusești? Niciun diplomat occidental, în discuțiile cu mine, niciun diplomat occidental nu a putut să-mi dea asigurări
că trupele rusești se vor retrage. Toate negocierile politice pentru un eventual statut special, fie în Transnistria, fie în Donbasul Ucrainei, au loc cu prezența trupelor rusești pe teren. A dispărut conexiunea care existase în negocierile anterioare între acordarea unui statut special și retragerea trupelor rusești. Inițial, poziția Rusiei fusese, cele două procese trebuie sincronizate. Pe măsură ce se ajunge, ce se ne apropiem de acordarea unui statut special, pas cu pas se vor retrage și trupele rusești. După aceea, poziția Rusiei a devenit mai dură. Întâi acordarea statutului special, apoi retragerea trupelor rusești ca promisiune. Apoi poziția rusească și mai dură. Întâi acordarea statutului special, apoi discutăm despre posibilitatea retragerii trupelor rusești. Diplomația occidentală a rămas fără răspuns. De aceea eu consider că este complet greșit din partea oricăror diplomați occidentali, indiferent din care țară sau din care organizație internațională, să preseze Republica Moldova să consimtă la acordarea unui statut special atâta timp cât trupele rusești sunt pe teren și atâta timp cât nimeni nu poate garanta Republicii Moldova că trupele rusești s-ar retrage dacă Transnistria ar primi această satisfacție politică. În etapa actuală, Republica Moldova este incapabilă de a absorbi Transnistria. Statul Republica Moldova este practic un stat prăbușit. Instituțiile statului sunt prăbușite. Domnul Plahotniuc are controlul ferm, dar instituțiile catare ale statului sunt prăbușite. Iar Transnistria este stat eșuat pur sânge, adică nefuncțional, asistat, are nevoie de susținere financiară. Transnistria este un fel de protostat, un fel de entitate, nu e stat, dar e un protostat, bineînțeles, așa cum spuneți, susținut de Rusia, dar altfel, Transnistria este, mi-e jale să o spun, este în unele privințe mai viabile decât Republica Moldova. Are o armată capabilă de acțiuni de luptă, are un serviciu de securitate eficient, are o propagandă internă care injectează populației sentimentul de apartenență la un stat și la un anumit tip specific de identitate. O identitate post-națională, nu mai e legată de o etnie, de o limbă, de o istorie, ci o identitate legată de lumea rusă. Această identitate este intens cultivată în Transnistria. Republica Moldova nu este atrăgătoare pentru populația obișnuită a Transnistriei. Reintegrarea Transnistriei în Republica Moldova în această situație ar conduce la dezagregarea completă a statului Republica Moldova. Instituțiile sunt și așa prăbușite, ele nu ar fi capabile să absorbe Transnistria. Absorpția nu s-ar produce, dacă se produce, nu s-ar produce conform unor documente, unor acorduri sau conform unei Constituții a Republicii Moldova care urmează să fie schimbată. Nu. Și nu conform legii. Se va produce conform unor înțelegeri neformale între grupări de interese și grupări de putere de pe ambele maruri ale Nistrului, în afara cadrului legal, în netransparență, lucru care va distruge din interior și definitiv statul Republica Moldova. În acest peisaj complicat, domnule Socor, cum vedeți politica externă a României? Ar trebui să rămână angajată în tractarea Moldovei către Uniunea Europeană sau ar trebui să își vadă de ale ei mai mult pentru că, har Domnului, sunt destule probleme interne? Eu nu cred că România are forța de a tracta Moldova în direcția Uniunii Europene. Alte guverne și alte organizații din Europa au această putere, România, din păcate, nu are, dar România are instrumente de influență în Republica Moldova cu impact major, pe care uneori am impresia că România le subapreciază sau le subapreciază. În comparație cu Rusia, de exemplu,
Ambasada României este foarte influentă la Chișinău. Acest lucru e un lucru foarte pozitiv. Trebuie recunoscut, nu trebuie ascuns. Ambasada Rusiei, prin contrast, este complet neinfluentă politică la Chișinău. Nimeni la Chișinău, dintre politicieni, dintre grupările de interes, de business, nimeni nu cere sfatul ambasadei Rusiei, nimeni nu se duce să consulte cu ambasada Rusiei, pe când ambasada României și alte câteva ambasade sunt tot timpul consultate la fiecare pas de către toți actorii, își exprimă poziții. Asta e unul. Numărul 2, sistemul de burse pentru studenți și de pregătire a cadrelor. Numărul 3, a început să pătrundă destul de solid mass media din România, în Republica Moldova. Din păcate, România nu a dus la bun sfârșit proiectele de conectare cu electricitatea și cu gazul. Aceasta este o mare restanță. Pe de altă parte, revin la lista succeselor României. Prestigiul pe care l-au căpătat agențiile anticorupție din România. În Republica Moldova, problema corupției este atât de gravă încât practic a devenit la nivel politic un fel de obsesie națională. Corupția este un fel de obsesie națională. Mai ales după dispariția Milia. Poftim? Mai ales după dispariția Milia. Da, și sigur, și nu numai. Pentru prima dată, din acest punct de vedere, România dintr-o dată devine atrăgătoare pentru Republica Moldova. Și poate furniza o expertiză importantă. Da. Și cetățenii din Republica Moldova se uită peste Prut și văd că România înregistrează succese, chiar succese spectaculoase, pe care prietenii domnului Plahotniuc din București eventual ar încerca să le stopeze, să le anihileze. Deci, și România, pentru prima dată din 90... încoace, România este capabilă să ofere asistență bugetară Republicii Moldova, pentru că România însăși are creștere economică și surplus. Iată că câte instrumente are România în mâinile ei, e foarte bine că nu le folosește în mod demonstrativ sau ostentativ, ci în mod profesionist și discret. Și poate multă lume ar fi poate surprinsă de evaluarea mea. Eu cred că România devine mai influentă decât Rusia la Chișinău. Ce instrumente are Rusia la Chișinău? Are canalele de televiziune care aparțin Rusiei, care emit în Republica Moldova, și Partidul Socialiștilor lui Igor Dodon, care, da, e cel mai mare partid, dar are numai un sfert din electorat și președintele nu are împuterniciri constituționale. Și populația vorbitoare de rusă, căreia îi oferă perspectiva joburilor la Moscova. Asta e adevărat. La Moscova sunt mai mulți gastarbeiteri, numărul gastarbeiterilor moldoveni mai mare în Rusia decât în Occident. Asta este adevărat. Mai ales de când Uniunea Europeană are și ea problemele ei economice. Da, acest lucru e adevărat. Dar Rusia are pârghii negative asupra Republicii Moldova. Statutul gastarbeiterilor, care nu este pe deplin legalizat, și Rusia folosește această situație legală incertă pentru a face presiune asupra guvernului Republicii Moldova, și celălalt instrument negativ, închiderea pieței rusești pentru produse agricole moldovenești. Nu numai vinuri. Multă lume nu e conștientă de importanța merelor. Republica Moldova e împărțită ca agricultură în două zone de egală suprafață, zona vinului în sud și zona merelor în nord. Rusia a lovit Moldova foarte dureros, închizând piața pentru mere și alte câteva fructe, care cresc în jumătatea de nord a Republicii Moldova. Dar aici, încă o dată, guvernarea de la Chișinău nu conștientizează faptul că a pierdut competiția pe piața Rusiei. Din cauza lipsei reformelor în Republica Moldova, din cauza sistemului judiciar în care nu se poate avea încredere, investitorii străini nu au venit ca să modernizeze industria agricolă din Republica Moldova. Calitatea a rămas proastă și Moldova nu mai e competitivă nici pe piața rusă, pe care între timp au intrat alți furnizori. Vom vedea cum evoluează și politica României și politica Statelor Unite și politica Rusiei în zonă. Cu astea
Vă mulțumim foarte mult, Vladimir Socor, analist la Jamestown. Fundația Jamestown din Washington. Da. Mulțumesc mult. Vă mulțumesc și eu.